Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou videoclip foarte, foarte special din seria noastră minunată de Thermoil. Sper că sunteți gata pentru niște minate de petrol, pentru că acest videoclip este foarte special întrucât o să ne jucăm mult mai mult decât ne jucăm de obicei. Băieți, am văzut că vă place foarte mult Thermoil și am zis, băi, trebuie să facem și noi un clip mai lung, pentru că așa este frumos și așa trebuie. Și ne apropiem și de finalul jocului, băieți, după ce mergem în toate aceste zone. Cred că am terminat jocul, nu știu, rămâne de văzut. Nu uitați înainte de toate, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm mai multe clipuri. Tu, cel care te uiți la clip, rupe like-ul ăla să faci acolo susținere din partea voastră. Trebuie să fac o setare la webcam ca să nu se mai defocalizeze. Bun, totul este bine și acum putem să începem. Băi, nu știu cât o să țin clipul, dar peste jumătate de oră, cu siguranță. Scrieți în comentarii dacă vă uitați la tot episodul, pentru că sunt foarte, foarte, foarte curios. Hai să mergem la stock auction înainte, pentru 4%. Eu am 37.000 de dolari, bun, băi, aș da 30.000 de dolari, băi, îți dăm cât mai mult, nu, 25.000. 25.000? 20.000, 20.000, hai. Nu, băi, deci trebuie să dau mai sus, mă, că eu tot încerc să trag așa de banda. Uitați câte stoc sau băieții de aici, așa că hai să ne alegem terenul, să mergem la treabă. Bă, cred că ăsta, nu, diamante. Eu zic că aici este un teren ok, băieți. Mamă, dar deja încep ăștia să dea bid-uri aici, dau și o bid peste ei. Mamă, nu dau foarte mulți bani. Foarte, foarte mulți bani pe terenul ăla. Bă, ia să dăm aici, mă, dacă e terenul șmecre aici. Și toată lumea se bate pe alte terenuri. Bombă! Trecem la treabă, prieteni. Dacă vă uitați la tot episodul, scrieți în comentarii ca să văd și eu acolo abonați activ. Chiar sunt foarte curios, pentru că o să fie un clip mai lung, v-am spus. Am zis să băgăm un clip special să ne jucăm și noi mai mult timp. Bă, e perfect, o să încerc să vorbesc și mai încet, un ton mai jos, ca să nu urlu în continuu. Hai să vedem aici, bam, deja ne apucăm de săpat petrol, prieteni. Am luat deja un depozit. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile în care încercați să mă ajutați, băieți. Mamă, sunt depozite mari astea, băieți, uitați cât de greu se iau. Mamă, sunt depozite mari rău de tot, ești nebun. Mari rău. Repede cu cai, repede cu cai, că am mărit și țeava. Ăsta e mare rău. Mamă, ăsta nu o să-l ia nimeni. Îl ia? Mamă, deci tragem foarte repede, băieți. Deci, în continuare, n-avem destui cai. Tu vorbești serios? Gata, am făcut să poată să ia și mai mult. Băi, deci uitați cât de repede tragem. Sunt depozite foarte mari, dar nu contează. Mai punem niște dowsere aici. Punem niște mouls să se ducă până aici. Și facem și upgrade-ul ăsta. Deci nebun, gata. O ducem bine acum. Mamă, deci chiar am avut bulan cu terenul, băieți. Dar m-am uitat așa pe harta aia, cam pe unde ar putea fi niște terenuri șmechere. Oh, nu, am trecut de depozitul ăsta. Hai să dăm în dreapta și uitați că încă se umple foarte, foarte rapid. Băi, pentru asta nu cred că o să fac o țeavă din aceea mare, sincer. Pentru asta. Putem să mai băgăm niște dowser, 2 dowser, cine știe ce mai găsesc, băieți. Îmi zicea cineva să vindem, opa. Mamă, amândoi au găsit același lucru, uite, amândoi aici, în dreapta. Îmi zicea cineva, băieți, să vindem după septembrie. Ba, acum nu știu dacă e neapărat o regulă. Și nu știu dacă se mai duce și mai mult în partea asta. E piatră, a? Uite, am dat de piatră. S-ar putea să mai fie ceva în partea asta, fiți atenți. Am luat? Nu mai e nimic în partea asta, mă, ia să dăm noi un scanner. Ia uite, mă, că mai e. O, de aici trebuie să facem pipe-uri mari. Gata, facem pipe-urile astea mari. Și aș vrea să mai dau un skin undeva în zona asta, să vedem dacă mai e ceva. Mamă, pare liber, bă. Pare liber, liber. Mai dăm niște moles. Să mai sape în zonele astea. Oricum costă 100 de dolari, ești nebun, adică foarte, foarte puțin. Wow, și pot să mai pun una. Punem și cai. Să strângă în continuare, e prețul foarte mic, frate. Mă, uitați cât de repede se umple. Băi, deci nu vine să cred. Hai să dăm să vândă stânga. Crește prețul. O, sau dreapta. Nu, și stânga și dreapta cresc. Dar dreapta crește și mai repede. Cam la fel cresc în ambele părți. Dar uite cât de repede vindem acum. Și ia uitați că mai avem aici. Sau e același depozit, ia să vedem. E același depozit, mă, mamă, ce mare era depozitul ăsta, băieți.
Noi vindem acum forță. Așa cum trebuie, ești nebun. Duceți în stânga acolo. Păi, oricum, eu am zis că a fost un teren bun, dar... Mamă, știți ce putem face? Să luăm și mai repede că suntem în iunie. Eu am zis că a fost un teren foarte bun, dar nu a fost wow. Uite așa, bam, o facem și pasta mare, să ia și asta. Aici e ceva de gaz, nu ne interesează. Și dăm să vindem în continuare. Bă, da, interesant. Interesant, eu sunt curios cum este finalul jocului, pentru că m-am uitat gen la gameplay-uri. Am văzut Gabi să uita în principiu și vă dați seama că trebuia să mă uit și eu, că ne uitam la același lucru și mi s-a părut foarte interesant și am zis, băi, trebuie să-l joc și eu, frate, pentru că mi se pare un joculeț unde mai stai cu băieții, mai vorbești, mai pierzi timpul, mai minezi niște petrol și trebuie să ai și tu cât de cât o strategie. Hai să vinem și în dreapta acum. Eu aș vrea să vând tot până la finalul anului, dar suntem în august, mamă, mai avem o grămadă. Și aș mai da un scanner undeva în zona asta să nu fie sub rocă sau ceva. Ia uite-l, mă. Ia vedeți aici, băieți. Și nici nu cred că trebuie să facem o țeavă de-aia mare. Aș vrea să iau bonusul ăla, gen, să termin tot, știi? Bă, dar aș da upgrade-uri, chiar dacă mai pierd niște bani, măcar să fiu sigur că se ia. Astea au terminat. Deci mai avem doar depozitul ăla. Și să mai dau un scanner undeva. Ia uite-l, mă. Să nu fie de gaz. Da, e de gaz. E, cred că trebuie să așteptăm să ia ăsta și putem să terminăm, gata. Dăm acum stânga, totul e bine. Bă, un teren de ce? N-a fost un teren de la mega bun, să zici că avem ditai depozitele de petrol. Dar a fost un teren destul de bun. Am făcut 25.000 de dolari, am făcut. Gata, totul liber. Trebuie să duc aia, bam, gata, băieți. Și mi se pare că putem deja să trecem la următorul nivel, să vedem. Mamă, era un diamond acolo, 24.000 de dolari, bine. Și mi-a dat spillage fine, frate, amendă pentru că am dat pe jos 5.000 de dolari. Vedeți ce înseamnă să luați prea repede petrolul, să n-aveți cai? Dar am făcut bine bani, am făcut bine rău de tot. Sunt curios ce upgrade-uri mai putem să facem. Dar la mi se pare că pot să-l fac după ce mă duc la stock auction. Noi azi vedem, 3%, mă, că avem nevoie de 3%. 56.000, vreau la, ești nebun. 40.000 mai poate să ia doar Joshua. O să iau la 35.000, băieți. 35.000. Și rămân cu 20.000. La 35.000 am luat 100%, ești nebun. 35.000. 30.000. M-am răzgândit, gata, mă, 30.000. Am văzut că merge și, ia uite, 12% stocuri. Eu n-am diamante, din păcate. Mie e greu să minez diamante, nu știu ce. Heart size. Mamă, 40 de cai. Nu mă interesează aia. Aici ce avem? Size. Scans of any size. Să scanez și mai mult. Moles will even dig faster. Nu e un upgrade care mă ajută și mai avem la factory. Bă, eu am cam tot ce vreau, sincer. Nu are rost acum să dau bani aiurea. Și azi vedem terenuri. Terenuri. Bă, eu zic că ăsta ar trebui să fie bun, băieți. Uite ăsta de aici, din dreapta jos. Mamă, că e tot teren. M-am dus și eu acolo direct. Mamă, trebuie să mă duc să mă duc. Dau și eu într-o tunsoare, prieten, că am ditai claia acum în cap. Toată lumea se înghesuie sus. Ia uite, mă, că a vrut să-mi ia locul ăsta. Du-te, mă, de aici, prietene. Că aici stau eu. Bă, ce se bat ăștia, nu vine să cred. Hai, te pup. Nu vii aici. Uite unde și-a ales. A zis, gata, m-am săturat aici, mă duc. Dig. Bam. Let's go. Let's go, boys. Și hai să dăm o mică viteză acum. Uite, deja am găsit. Ce-mi place, cu fluieră. Și aici una, mă? Bă, ăsta e un depozit mare, pare un depozit mare, că se ce greu așa că mai pune mod asta. Și cred că e undeva mai jos. Mamă, piatră, e sub piatră și n-am bani. Uai, leu. Cam greu, trebuie să mergem repede să vindem. Și mai pun niște căluți să fiu sigur că e totul bine. Și cred că aș putea să fac țeava mai mare, să mai pun niște cai, ca să luăm mai repede petrol, mai mult, știi? Bun, și acum cred că putem să dăm una bună. Am bani, 750 de dolari. Ha, mă, cât de greu se mișcă ăștia, nu vine să cred. Mamă, dar uitați cât de repede luăm acum, bă. Luăm foarte repede. Iarăși urcă. Ia uite cum urcă ca nebunul, petrolul ăla. Da, e bine că rezolvăm și noi rapid. Bun, facem upgrade. Și trecem până aici, ești nebun prin piatră. Bine, s-am luat și pe ăsta. Și astea trebuie upgrade-uri. Facem și upgrade-ul ăsta, prieteni. O ducem bine, bro. Și acum mai ducem aici, în stânga. O ducem foarte bine. Puteți mai băga niște dowser pe aici pe undeva. Poate găsești și ceva interesant.
Un mole să se ducă pe aici, un mole pe aici, un mole pe aici. Uite că au găsit băieții ceva. Mamă, mucava, și ta câtă piatră e pe arta asta, mă. În zona asta, pardon. Știi că e ceva aici, dar... Cred că e mic depozitul ăla. Știi că mai e ceva în zona aia. Dăm să vând în dreapta, că în continuare vreau să vindem mult. Uite, ăsta e de... Bă, e măricel depozit. Ia uite, și acolo e ceva. Și putem să mai aducem una de aici. Facem upgrade și la asta. Și asta e mare. Nu știu cât de mare. Mamă, sunt mare astea, băiți. Eu cred că ar trebui să facem și asta, sincer. Da, măricel. Upgrade-uri. Bă, cât am umplut, deci nu vine să cred. Și ghiciți ce? Avem și mult spațiu depus, gen în spatele cailor, în șmecherile alea, cum dracu să le spunem, transportatoare. Știi? Mamă, cresc ambele și stânga și dreapta la fel, nu știu unde să vând. Dar vreau să mai pun cai ca să fiu sigur că o să fie ce trebuie. Uite, în dreapta trebuie. Că avem mult, mult petrol. Bun, unde mai pot să pun? Uite-mă de aici, punem un dowser în stânga, să lucreze și el. Nu să stea degeaba și putem da și un scanner în zona asta. Ia uite că a găsit ceva acolo. Deci atunci dau un scannerul aici. Dacă nu e aici sus, înseamnă că eu cred că e undeva pe aici, ia să vedem. Piatră. Mă iau la mișto ăștia, mă. Eu zic că aici trebuie să fie. Bă, e imposibil. Bă, mi-a dat fail? Ce trecu, mă? Eu știu că... Adică uitați unde mi-arată. Nu știu, mi se pare dubios. Un pic mai în stânga arată. Arată de cât trebuie, da. Mamă, și ăsta până luăm pe tot. Iulie. Să mai bag niște cârțe. Cum ar fi să fie un ăsta aici aproape? Vedem să se ducă jos rău de tot. Și pe ăsta luăm. Deja începe să avem niște terenuri mai proaste, băiți. Mamă, mai țineți minte terenul? Nu știu dacă în clipul anterior. Acum două clipuri, când aveam niște depozite așa mari și de bune, erau imense. Fraților, încă o dată nu uitați, dacă vreți mai multe clipuri speciale de acest gen, în sensul în care gen să facem niște clipuri mult mai lungi, dați acolo cât mai multe like-uri, frate, să văd și eu susținerea voastră. Și mama, am ciopărțit harta aici, nebun. Păi gata, cred că o să pot să termin. Vindeam în stânga, dar gata, nu mai e nimic. Bă, poate să mai fie ceva aici în dreapta, puțin bani, am făcut top level, yes. Ia uite, am luat tot și am 18.000 de dolari, că am luat bonusurile astea. Ok. Ăștia, mamă, ce terenuri proaste, ce terenuri proaste. I'm sure could use a bit more oil storage capacity. Oil storage, super silo. Mamă, să pun unele peste altele. Ok, dar nu m-a interesat acum, oricum foarte mulți bani și n-am. Așa că mergem iarăși la stock auction. 1%, 1% dau puțin, ești nebun. Dau, băieți, 15.000 pentru 1%, 15.000 dau. Atâta, atâta. 15.000. E puțin 1%. Dar nici 15.000, mă, 10.000, 1%, ce dracu, 10.000. 7.500, am luat, am luat. Ai, 7.500, băieți. Am mai adăugat 1% aici la stocuri. Am 30.000 și putem să mai alegem un teren frumos. Bă, interesant jocul, chiar foarte interesant, îmi place. Aș alege, uite aici, aș alege, uite, chiar aici mai duce. Dar aici cred că o să se ducă toată lumea. În dreapta sunt cele mai șmechere, în stânga sunt cele mai proaste, cam așa văd. Te pup, te sun eu. Mamă, e bătaie pe terenul ăla, mă. Păi atunci mă duc, uite aici, hai să vedem. Eu zic că e teren bun aici, pe linia asta. Hai să vedem. Bam! Și mai dăm o sesiune de minat, prieteni. Nu știu cât la sută contează diamantele la final, sincer. Chiar nu știu. Dar nu cred că contează foarte mult. Bun, nu știu cât de mare e, dar bun. Eu oricum vreau să fac toate save-urile groase. Bă, unde mă mai duc? Ia, vezi ce mic e ăsta.
Ăsta vreau să fac mai mare. Și vindem aici, în stânga. Mamă, o să dea pe afară. Mamă, o să dea pe afară rău de tot, băieți. Sau? Nu dă pe afară. Bă, n-am dat să vândă și calul ăla, mă. Fai de capul meu. Haide, te rog, ia, ia, ia. Te rog, ia, vindeți. Iar a dat pe afară. Mamă, vă dați seama cât dăm pe afară. Asta mi-e nervează, mă, că am țeava groasă aici și... Îmi strică planurile, ești nebun. Îmi strică planurile rău de tot. Bă, dacă tot avem bani, trebuie să investim, băieți. Uite, am mai găsit ceva acolo, dăm încă una să vândă și mergem aici. Mi-a găsit și acolo, ești nebun, îmi găsesc ăștia forță. Opa, ia uite-l. Nu! Oh, bine că nu-i petrol. Apropo, da, bun, bun, bun. Păi și atunci... Eu zic că e cam pe aici. O să fie și mai jos. Uite. Mamă, direct în piat. Da, uite, mă duc așa și pot să-l iau și pe ăsta. Pot să-l iau și pe ăsta repede. Ăsta, mie mi se părea că e mic, dar văd că e foarte mare. Și uite că am prins depozitul ăsta. Bun. Mamă, ce preț bun e în dreapta. Și ghiciți ce? Nici nu facem upgrade-ul, băieți. Nici nu facem upgrade-ul ăsta. Costă 1000 de dolari. Pe care îi pierdeai urea, că... Ceavă mai mare, băieți, să tragem și mai bine. Mamă, deci uitați-vă aici, în stânga, bă, atât de mare, mă. Să sară cai. Și cred că putem pune niște style-uri de-astea. Acum de upgrade. N-are rost să vindem acum. Le băgăm în style-uri. Mamă, și chiar avem style-uri, ești nemun. Aici nu mai am cum să pun că le-am poziționat eu prost. Aș vrea să dau un scan, uite aici undeva. Ia uite-l. Ia uite-l cum l-am prins pe fraier. Dăm și ăsta mare și aș mai da un scan, uite, undeva în zona asta. Să mă asigur că e totul libereanu pe aici. Și eventual putem să mai punem niște cârtise. Și aia e. Mamă, ce preț bine de vânzare. Facem. Gata. 25 de cai în stânga, prietenii mei. Vindeți în stânga că e prețul bun. E the best price, my friends. Ba, un teren ok. Iarăși, un teren de ce? Mamă, uite cum se vede aici gazul, vedeți? Ce e, Caterin? L-am ginit pe... Am luat achievement, shiny! Mi-a găsit diamant! You have picked up a diamond. If you're ever short on time, use this button to play a little bit longer in exchange for a diamond. Ce buton? Mamă, pot folosi diamantul pentru a câștiga mai mult timp. Bă, ce tare. Eu credeam că gen diamantele, nu știu, valorează ceva la final, știi? Dar nu, apare nu. A, păi doar asta mai trebuie seamă. După pot să-i dau iarăși end și iau și bonusurile alea. Dacă am găsit tot petrolul. Și tot gata. Ba, m-am mai luat la un pic, 15.000 de dolari iar. Bombă, gata, ia să-i vedem. Stop level, yes. Bă, mai era un pic jos, rău de tot. Dar uitați, minus 5400. Mă enervează, mă, când dă pe afară. Trebuie să am o altă tactică la început. Trebuie să am niște cai la început. E nebun că nu merge așa treaba. Town Hall, Stock Option, cât la sută? 4%! E bine, 4%, mă. Dau 30, ești nebun. 4% dau 30 direct. Toți banii, băieți, pentru acțiuni. Dau 30 sau 25? 25. 24, direct. Gata, vă pup, vă sun eu. 17% și cred că o să câștigăm. Ia să vedem, land auction iarăși. A fost bun terenul. M-aș duce, uite, aici, așa. Aici m-aș duce, s-ar putea să fie la fel de bun. Mamă, ăștia se bat aici, lângă vapor, la mare. Dar de ce se duc așa? Nu înțeleg. Already mine, bun, gata. Nice, interesant. Mai dăm o tură. Și băgăm același lucru, niște dowser. Eu mereu încep cu niște dowser la început. Și uite, mi-au găsit amândoi. Pot face asta. Așa, și fiți atenți. O să punem din start niște cai. Deci pun din start niște cai cu țeava mai groasă.
Mai mulți cai. Hai băieții mei, luați tot ce se poate. Așa. Ca să fiu sigur că merge treaba la început și că nu mai dau spilici fain. Știți ce zic? E tactica. Ia aveți și depozitul ăsta. Hai pune niște cai. Să vândă, hai să vândă în continuare. În stânga sau în dreapta? În stânga momentan, ne mutăm imediat și în dreapta. Gata. Putem să facem și upgrade-ul ăsta, că e bun. Bun, și acum mai dăm niște dauzări. Gata. Ne descurcăm, băieți. Bine, eu n-ar trebui să fac save-ile așa mari peste tot, știi? Dar, bă, știți ce mi-e frică? Mi-e frică să nu fie de aia, de gaz. Poate să fie mai jos sau în sus? Mamă, cred că e mai sus. Să fie aici, mă? Ia-ți dă măul. Să fie aici sau să fie și mai jos? Uite, mă, că am luat bombă. Și-am mai găsit unul. E bine, tot să vindem în dreapta. Și-am mai găsit unul, uite, aici. Face și-a video-mi acum. Am o presimțire că asta o să fie un teren bombiță. Piatră. Să trecem prin piatră, clar. Mamă, să nu fie de la de gaz. Bine, fac mai bine intru în ăla de gaz. Bă, ce? Doamne, ajută-mă. Mamă, pe ăla de acolo mi l-a găsit? Dar nu dau seama ce. Petrol. Ia vezi, tati. Fac upgrade că poate e depozit mare, că nu dau seama așa. Ia vezi acolo petrolul. Ăsta deja s-a terminat aici. Aș da un scanner aici, sub piață. Mamă, nu-i bine. N-am vrut să fac asta, ce prost sunt. Mai bine dădeam un mould și mi-arăta mai bine. Și pe aici pun foarte multe moulds, băiți. Gata, să sară în pământ acolo să-și facă treaba. Mamă, băi, și eu care mă așteptam să fie un teren mai mare, mă. Ia, mi-a găsit ceva. Aici mi-a găsit. Păi ce mi-a găsit, bro? O mai fi unul în pa... Ia. Mai e un depozit acolo, este? Dar ce că mi-a mai găsit unul. Păi atunci uitați cum facem, nici tu. O, ăsta e depozitul ăla. Să mă fi dus tot la depozitul ăsta de aici sau mă mai fi ceva? Nu e nimic acolo. Poate să fie mai jos? Poate să fie mai jos, nu știu, dus. Dar o să facem chestia asta atunci. Better. Și acum putem sta așa, că putem să nu mai vindem. Facem niște upgrade, ia vedem. Te rog să nu fie gaz. Gaz, nu! S-a dus tot petrolul, băieți. Tot petrolul s-a dus, prietenii mei. E bine. Bă, m-am mâncat pe mine în cur, dar uite ce că tot e ceva aici. Uite-l, ia. Ia, vezi, mă, chiar e ceva acolo, ești nebun? Și hai să vedem, în cazul în care e foarte mare. Da, nu e mare, a, se ia imediat ăla, ești nebun. Imediat. Și putem, uite, acum să vindem, suntem în iunie. Mai așteptăm puțin, deci cred că o să luăm și tot, uite, stânga. Cred că o să luăm clar tot petrolul de pe alta asta. Nu cred că a mai rămas ceva. Aș mai dau un scan, uite așa aici, în zona asta. Să mă asigur, prieteni, mai poate să fie pe aici pe sus, dar nu mi-a găsit dauzerul. Dacă era aproape, cred că m-a anunțat, bă, vezi că e acolo petrol, știi? Și am făcut bani bine, frate, am făcut mai mulți bani decât pe terenul anterior, gen. Chiar am făcut mai mulți bani. Bun, ia-ți vedem, îi dăm stop level. Wow, ok, 18.000. E bine, mai era un diamant și mai era un depozit mic. Dar, foarte bine. Mamă, sunt singurul care a scos bani? Minus 2800, minus 1450. Se numește țeacă, bă. Țeacă. Este blank, are bani și are 10% stocks. Dacă ia mult stocks, acum hai să vedem. Stock auction, 4%. Pentru 4% eu dau 20. Ca să-i druinez pe ăștia. 20. Dar cred că o să cumpere blanche asta. A cumpărat, v-am zis. All mine. Sau cine a cumpărat? Blanche a cumpărat, nu? Da. Da, uite, are 17.000. E, acum are și mai... Are 14.000, pardon. Și 17.000 de dolari. N-are rost să dau bani pe nimic. Hai să continuăm. Mamă, ne apropiem de finalul jocului, băieți? Ne apropiem de The Grand Final. Uite aici mă duc. S-a dus acolo, nu mă interesează. Așa, bateți-vă pe terenul ăla, eu mă duc aici, băieții mei. Bun? Lăsați-mă aici, vă rog, nu mă... Mulțumesc, nu mă deranjați. Eu am încredere în acest teren ales de mine, băieți.
Don't worry. Be happy. Pac, pac. Și băgăm niște cărțițe jigoase pe aici. Ia să vedem ce a găsit băiatul nostru. Ce-i găsit băiatul meu? Putem să facem și țeavă mai groasă până vândă aia. Că vând foarte puțin acum. Mama, acum crește repede. Și hai să vedem ce a găsit și... Mamă, n-am bani? Mama, acum... În cava și ia de acolo, te rog, eu ia. Ia că luăm prea repede. Gata, tura asta. Tura asta. Ia uite, ia uite până acolo, ăla-i altul. Ăla-i alt depozit, cred. Ha, mă, luați tot de acolo, ce mama naibii. Am bani acum, bun. What? Ce mult bani, mă? Bă, stânga, better. Sau la ăla de jos direct mă duce. Mamă, you hit a rock? Mamă, ăsta e mare depozit. Facem upgrade-uri puternice, facem și la asta cu căluții. Facem și cel mai mare upgrade. Ăsta e mare rău depozitul. Și mai punem niște dowser și niște cârtiți. Uite, se ducă prin partea asta. Mi-am aruncat, nu glumă. Bă, dacă abuzez un pic de bani, să știți că sunt foarte bune cârtițele astea, sincer. Îți faci treaba că... Ia uite că mi-au găsit. Ăsta mi-a găsit gaz, cred. Aia e nașpa, că un dowser te anunță gen... Te mai duci undeva în zona asta și aici își dau un scanner să pui sigur că nu e aici sus. Mai duci, uite, până jos. What? You hit a diamond! Oh, moles! Te rog, du-te acolo, moul! Du-te acolo și nu mă dezamăgi și eu mă duc până aici. You hit a rock! Am mai luat un diamant, bine! Bine, boys! Mă duc până aici. Gata, mă, nu trebuie să mai vine, că avem bonusi de mult. Știi care-i treaba? Că ăsta încă a rămas așa, dar nu știu de ce. Wow, și ăsta-i depozit măricel. Aș vrea să dau un scanner în zona asta. Deci de ce ne anunță? Uite-l, uitați-vă la el cât de fericit e. De ce? Eu aia nu înțeleg. Vine și noi în dreapta ca bărbații. Da, vinem în dreapta ca bărbații. Bun. Bă, aș mai angaja doi dowser de ăștia, dar nu cred că... Uite ăsta, de ce ăsta încă rămâne aici? Înseamnă că e un depozit, ceva, mă, nu înțeleg. Dar cât de mic poate să fie depozitul ăla? Sau trebuie să apară sub piatră? S-ar putea să trebuiască să apară, nu? Încă putem vinde forță. Nu, deci doar ci că mai e un depozit acolo. Bă, gata, mai trebuie să vindem acum. Uite-l, l-am găsit, mă. Chiar dacă mă duc foarte mult și plătesc foarte mult pe țeavă, măcar nu mai trebuie să fac upgrade la asta, spre exemplu. Cu săpatul prin piatră, știi? Bombă, facem țeavă mare și aici. Și suntem fericiți. Și dăm și un scanner aici, ca băiți. Ăsta mare și tare. Ia uite, frate. Mamă, deci cum i-a găsit dowser-ul, mă? Interesant. Dacă mai bag vreo cârtiță pe aici pe jos, are ceva? Nu de altă, dar să mă asigur că e totul bine. Nu știu, eu sunt curios ce face diamantul, bro. N-am folosit deloc niciun diamant. Sunt foarte curios ce face, dar mai bine le păstrăm, băieți. Poate, poate o să ne aștepte cu ceva la final și cred că am terminat și terenul ăsta. Gata, nu se mai ia nimic. Opa, sau? Nu spune că e gaz ăla. Da, chiar dacă e gaz, e gaz. Minunat. Nu ne încurcă cu nimic, cred. Și acum trebuie doar să așteptăm să vindem, uite, în dreapta, mamă, 1.7, 1.18, vindem în dreapta, băieți, uitați. Ba, mi-a uitat cum vindem în dreapta și facem bănuți. Uite, pac, 15.500, bombă, nu mai are rost să mai stăm aici. Și hai să dăm stop level, ia să vedem. Am luat tot, tot, 19.300, bun, mă, frate, mă. Stăm mai puțin acum pe măsură ce avansăm, uite, ha, păi vă rup la stocks. Vă rup la stocks. 23.000, ăsta Joshua e singurul care mai poate cumpăra. 5%. Și are 23.000. Ești nebun, dau 23.000. Eu dau 23.000 ca să nu poată lua nimeni. 23.000, prietene. Nu, dau 20.000, că nu ia ăla, sigur. Gata, am luat, ești nebun. Și tot am bani, îmi permit orice.
20 de la asta stox. Și cred că ne apropiem de finalul jocului, băieți, după cum am spus, pentru că uite, mai avem cred că două ture, nu, doar o tură. Ba nu, două, sau văd că e una bonus, că mai sunt 5 aici, nu știu care e schema. Bă, sau, a, nu, număr eu, bine, mai sunt, da. Bun, eu mă duc, uite că și ăsta e și nu l-am în calcul, bă, m-aș duce sincer, uite, aici, băieți. Mă lăsați pe mine să mă duc, uite aici mă duc. Deci două ture, fix două ture, mai sunt, da. Mamă, pe vreau să văd cum se termină jocul. Terminăm jocul în clipul ăsta, băieți. Că tot e un clipan lung și frumos. Îi dăm dig și mergem la treabă. Mamă, are minus 1200 de dolari? Adică, pe împrumut merge, știi? Pe împrumutus. Wow, amândoi în același timp. Hai să vedem cu care avem mai mult noroc. Cu care avem noroc, băieți? Nu prea avem norocul ăsta. Îl lăsăm să ia puțin. Nu, hai să facem upgrade. Am pus un cal. Îl facem și upgrade. Și punem și mai mult sky dacă e. Și îi pun să se ducă în stânga, că-s mai aproape în stânga decât de dreapta. Că oricum și în dreapta scade prețul. E un pic mai sus, dar scade și în dreapta. Acum am nevoie de puțin tei bonus așa de control. Și putem... Hai să-i trimitem în dreapta, să vedem care e schema. Mamă, nu e bine. N-a fost o idee bună. Am o idee bună, ce să dăm stânga, băieți. Stânga, stânga. Așa că-s mai aproape. Bun, altă viață acum. Ne permite să mergem în stânga, că e prețul mai mare. Ne permite să mergem în stânga. S-a terminat depozitul ăla? Wow, nu pot să cred. Mamă, de ce acum, băieți, trebuie să mă împrumut? Vai de capul meu. Barrow, 500 de dolari. Te rog, ha, mă. Nu pot să cred. Bă, e prost rău depozitul ăsta, mă jur, e cel mai prost depozit de până acum. Ne mai trebuie măcar un dowser. E cel mai prost depozit de până acum, băieți. Deci uitați cât de prost e, nu vine să cred. Mi-am mai găsit ceva acolo. Și o să dau și un scanner de ăsta. Să fiu sigur că nu-i mai sus. Deci, mamă, dar sunt foarte mici astea, bro. E prima dată când am probleme așa mari, mă jur, e prima dată. Ăla nu trebuie să-l facem mai mare, că oricum se ia, mă. Mai trebuie scanere de-astea. Da, că am luat țeapă și ci că mai e unul aici, fiți atenți. Ba... O să punem niște molzi. Uite, a găsit și ăla. Bă, dar pe care le găsește, mă? Uite aici vreau să te duci. Vreau să se ducă moluri peste tot. Și te-aș vrea și pe aici. Pe unde ar putea să fie depozitele, știi? Mă, deci uitați cum crapă tot. Da, mi-a găsit. Opa, uite aici. Bun. Uite așa, bun. Da, mai găsit unul aici. Sunt depozite mici. Mamă, băieți, că ne descurcăm în orice circunstanțe, prieteni. Dar asta trebuie neapărat țeavă mare. Putem să o facem și mai mare, mă? Mamă, dar nu trebuia să le fac atât de mari, totuși. Nu știa că pot să le fac și mai mari. Vindem în stânga. Bun. De fapt, nu mai vindem în stânga. De ce vindem acum? Pierdem bani, ai vrea. Dau și un scanner aici. Diamond! Bun! Aici ați duci măul. Și știți ce? Ia uitați ce avem aici. O, ăsta e mare depozitul. Facem astea mari. Bun, și aș... Bă, poți să le faci și mai mari, nu? Dar dă mai mulți bani și nu cred că se merită, că oricum cred că apucăm să-l luăm. M-am uitat câți bani am dat aici și oricum l-am luat tot. Bă, dar nu se termină ăsta, mă. Bă, ar trebui să se termine. Da, n-are rost să mai dăm acum niște bani, că oricum se termină. Și cred că e singurul depozit care mai ai acum. Se ia din ambele, astea două de aici. Bă, eu aș vrea să văd când e peste un dolar. Mamă, cum se duce în stânga. Uitați-vă cum crește în stânga. Crește și în dreapta, dar în stânga e baza, ești nebun. Bă, what? What? Pe bune? Îmi dădea spilici fain? Luați de acolo, băieți.
Că avem tot ce trebuie. În stânga vindem, în stânga. Mamă, n-am ieșit mult pe plus acum. Oricum am bani, nu mă deranjează, dar așa ca idee, cam slăbuță planșa asta. Se vede că ne apucăm de finalul jocului și acum e puțin mai greu. 8000, dacă am luat tot. Ia uite mă ce mai era, unul mic, 8900. Și ceilalți? Foarte puțin ceilalți. Bă, au făcut și ei de data asta. Bun. Mamă, stocks auction, eu pot să dau 10.000, deci de, nu, 15.000, să fiu sigur că nu ia Joshua. Stock 4%, dau 15.000, deci de mult fără stres. Dar credeți că dă Joshua? Eu cred că o să dea. Hai să dau 15.000. 14.000, bam, 26%, deci eu practic am cât mai, cel mai mult. Și băieți, ultima minare de petrol. Trebuie să alegem bine terenul și o să mă duc pe partea asta aici. Ia, du-te acolo dacă vrei. Uite aici mă duc. Chiar aici. Bă, de ce să bat mă toți aici la copaci? Eu pot să dau bani, îmi permit fata mea. Ia, vezi mă. Eu iau terenul ăsta. Și poate vedeți că e mare teren prost rău. Bă, ce se bag gagi. Ia cum mă că mă duc aici. Că poate e bun. Și l-am luat și cel mai ieftin. Dig. Și ne apucăm de trebuță. Ia uite, dig iar pe minus. Incredibil. Bun, hai mă să fie cu noroc. Hai mă să fie un depozit de la mare cu noroc. Mamă, e un depozit foarte mic ăla. Deci ăla e un depozit foarte mic. Și ar trebui să stai așa, că ar trebui să punești noi căluți până una alta. Mamă, dar n-avem unde să-i punem, să vândă. Vindeți mă în stânga, că e mai aproape. Dar e... Mamă, e puțin rău în stânga, mă. Vindeți acolo. Deja am trenat jumătate de depozit. Dreapta e mai bine. Better on the right side. E, ăsta pare un pic mai mare, este? Ăsta puteți să-i dăm upgrade. Și tot în dreapta e prins să vândă. Toți cai în dreapta, prieteni. Mamă, cum s-au cai ăștia când îi spamez. Perfect. Dăm și să se facă trăsura mai mare. Eu zic trăsura, acum nu știu. Bun, mergem în stânga. Și putem să mai băgăm niște dowser, nu? Pune cârtițe. Bă, e liniștitor jocul. Chiar mi-a plăcut mult de tot. Mă, nu, eu aș fi vrut să mai continui, ok? Nu să se termine aici. Pentru că îmi place, mi se pare foarte caterinca, foarte mișto. Opa! Ei bine, aș vrea să facem noi o manevră, băieți, e destul de riscantă. Dar vreau să facem asta. Uite-le mă, uite-le mă. Și aici e numai piatră. Ok, mai e unul aici, m-aș duce la ăsta. Poate nu dau de piatră și mai bine. E gaz, bun. O să-i dăm, uite așa, o să-i dăm, prieteni. Facem fix chestia asta. Dar trebuie să punem și țepe mai mari. Mai late. Bun, unde să vindem? Dreapta. Și acum o să putem face și țepele să fie puțin mai late. Mamă, e țeavă mare asta. Pa, nu pot să șterg țeava, mă? Nu pot să șterg. Nu, am făcut-o și mai mare fără să vreau. Ce prost alău sunt, doamne. Forță. Gata, mă. Mamă, și mai e una aici, ia vezi aici. Dar nu mai avem bani, mă, atât de slab o ducem cu banii, mă? Slab rău, că nu se ia din mai multe părți, gen. E, hai că facem noi o manevră, băieți. Chiar sunt curios dacă mi iese manevră, azi vedem că am ochit eu ceva acolo. Să nu fie gaz. Diamant. Bă, imposibil, bă. Vedeți în stânga. Deci, sincer, mai bine că... Mamă, dar tot se ia foarte greu și ăsta, uite. Se ia greu, pe atunci nu contează, mă duc așa. Și facem țeavă mare și aici. Și dacă mai pun unul ăsta și niște cârtițe. Gata, băieți, acum o să ne meargă și nouă treaba.
Opa, am mai găsit ceva? Unde am mai găsit? În partea asta. Ia vezi, tati. Ia uite, mă, unde a găsit. Da, să moară, mă, dacă îmi dau seama ce e ăla. E gaz. Și trebuie să pun pe alta, că la asta am stricat seaba. Of, doamne, ce frumos. Ce frumos e să facem afaceri cu petrol. Bă, în stânga. Ar fi nesimțit să mai fie ceva în stânga. Uitați ce dă-sta urât. August, bun, bun. Mamă, le-am terminat pe toate, nu? Deci doar ăsta mai trebuie să-l luăm, băieți, ăsta de sub mine, de aici. Pe care îl luăm extrem de repede, că na, n-avem ce face cu el altceva, nici măcar n-am mai dat bani pe silo. Să ținem petrolul. Bă, s-ar putea să mai fie ceva pe aici pe mijloc, sincer. Aș mai da un scanner doar așa. Oh, no, eu zic că e cam liber. Și putem să-i dăm N și, băieți, s-ar putea să fie finalul jocului. Nu știu sigur, dar we shall see. Gata. Bun, stop level, bam. Tot am luat, băieți, tot. 10.000 de dolari, v-am salutat. Hai să vedem acum, profit fiecare. Mamă, doar Blank iarăși a făcut profit. Știe Blank, știe. Și băieți, winter is coming, remove it to the snow area. It has smaller gas pockets, but there's a way to make them bigger, let's auction. Bă, eu chiar credeam că se termină jocul, mă. Deci eu chiar am crezut că se termină jocul, prieten. Dar nu, aparent este și o zonă cu zăpadă. Wow, tare, foarte mișto. A, se continuă, băi. Acum eu n-aș vrea să fiu primul care dă bid aici. Dar cam asta a fost clipul special, dragi prieteni. Data viitoare o să începem cu zona de zăpadă și după ce terminăm zona asta chiar cred că gata. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți mai multe clipuri de acest gen, adică așa de lungi, rupeți acolo like-urile alea. Și noi bineînțeles că ne revedem data viitoare. Eu am fost Andrei, v-am pupat. O zi plăcută în continuare, vă doresc tuturor. Bye, bye.